Deputații socialiști au lipsit cel mai mult de la ședințele legislativului din sesiunea de primăvară-vară la polul opus în cei din Partidul Liberal Democrat. Cel puțin asta arată datele prezentate de Secretariatul Parlamentului. Potrivit statisticilor în sesiunea primăvară-vară, deputații socialiști au 77 de absențe, dintre care 14 au fost nemotivate. Rumează democrații cu 47 de absențe, inclusiv 24 nemotivate. De la 43 de ședințe au lipsit și deputații din fracțiunea PCRM, însă în doar 6 cazuri absențele au fost nemotivate. Reprezentanții Partidului Liberal au 26 de absențe, dintre care tocmai 11 nemotivate. Liberal Democrația au înregistrat doar 22 de absențe, dintre care 8 au fost nemotivate. Cei 5 aleși ai poporului neafiliați nu s-au prezentat la 19 de ședințe de plen, dintre care aproape jumătate au fost nemotivate. Lider în topul chiulangiilor este democratul Nicolae Dudoglo. El a lipsit nemotivat de la 18 ședințe de plen. Acesta este urmat de neafiliata Irina Vlah, care a lipsit de la 11 ședințe, dintre care de la 5 fără motiv după care vine socialistul Oleg Sava cu 10 absențe și democratul Vladimir Plohatniuk, care nu s-a prezentat la nouă ședințe ale legislativului. Statisticile prezentate de Secretariatul Parlamentului arată că doar 20 de deputați din cei 101 au fost prezenți la toate ședințele de plen. Sesiunea de primăvară-vară s-a încheiat pe vineri, 31 iulie. Deputații vor reveni la muncă la începutul lunii septembrie.